sunt. Suntem la balul liceului Spiru Haret. Nu o să vă vină să credeți câte lucruri mi s-au întâmplat până acum, dar vă arăt imediat. Începe prom night. Putem să facem o mare înghesuială? Salut în primul rând, că vorbim, e pe video, e video! E video! E video! Așa! Asta zic, da! Mai strâns! E ok! Sunt bine! Așa, da, acolo! E ok! Hai să stau și eu în poziția aia de poză. De ce e mișto la voi în liceu? De ce n-ar fi, e spirul. Ok! Oamenii sunt tari? Da! Vă fiți mișto? Da! Da! No? De ce nu? Da? Colectivul. Profesorii, atmosfera. Libertate! Libertate! Atmosfera și faptul că avem și libertate, dar se și învață în același. Hei, bună, ce faci? Balurile! Balurile odată! Colectivul este foarte ok, profesorii! Păi nu știu, profesorii sunt super, colectivul, la fel... Frate, spirul e mișto pentru că poți să și înveți și poți să și relaxezi. Fii atentă! În liceu, în fiecare grup, oamenii se împart în... aia care sunt amuzanți, aia care sunt cuceritori, aia care sunt petrecăreți, aia care sunt chiulangii. Tu ce ești la tine în clasă? Toate. Ce ești? De toate. E all in one, dacă se poate zice așa. Tu în grupă, tu ești fata care? Vorbește foarte mult. Și seamănă cu o păpușă Barbie. Da. Da. Tu în grupă, tu ești fata care? Păi nu știu, care vorbește, se integrează bine. Care se integrează cel mai mult? Cea mai vedetă, hai mă că ești cea mai vedetă. Asta. Tu ești băiatul care? Sunt cu toate fetele aici, toate gagicile. Băiatul care e cu toate fetele, tu ești bodyguardul, practic și ăla care le cară gențile. El e băiatul care vă cară gențile, nu? Okay. Tu ești fata care? Sunt sora fetei care ți-ți trează cel mai mult. Care cântă? O acompaniez. The backing vocals. Și eu le acompaniez pe ele, adică nu știu. Nu, tu poți să mă acompaniezi pe mine, e ok. Este inconfundabil, nu e. Și greu de găsit, sincer, de multe ori. Stai, scuză-mă. E urât inconfundabil. E ok, e foarte ușoară, doar că n-am eu mușchi. Fata care? Sunt foarte orgolioasă. Fata care e cu minte și nu cu mine. Fata cea mai energică. Amuzantă, nu știu. Tu ești tipul la care? Plătește peste tot. Care consumă tot gelul, frate. Face sală. Cam așa, și întreține atmosfera. Tipul la care? Cucerește orice fată. Bă, deci ăsta e Caterin, că ăsta, micu, n-ai cum. Nu știu, fata care atrage atenția. El e ăla care? Nu pot să așa. Care cel mai șmecher. Ești la care? E cel mai înțelept. Eu sunt ăla care știe foarte multă matematică. Încercați să observați diferența de mărime între capul meu și capul lui. Eu sunt ăla care se joacă FIFA. Eu sunt fata care pictează. Nu știu, mai timidă. Care e nebunită după căței. Șurubele, vrem în Spirul Haret! Băiatul ăsta mi-a zis ceva înainte de interviu, a zis? Am zis că vreau să devin celebru, deci n-am făcut poză cu tine, mă știu o grămadă de lume. Cât băia vă o să vă aranjați în general înainte de un bal? O oră... Bine, jumătate de oră, exagerez, jumătate de oră, depinde, okay. Depinde de bal. Tot o oră, cu tot contins de păr. O oră, cred. O să mulțiți cu doi tot ce au zis ele, ca să înțelegeți despre ce e vorba. Vreau să știu un lucru, cât stau băieții să pregătească înainte de bal? Că fetele... O oră. Mult mai puțin. Să-ți mai stă bine cu o rochie ca a ta? Ești cam suplu, merge. Am văzut că există o poziție de stat la poze. Asta așa. În primul rând, o să stau mai așa. Nu de altă, dar mi-e frică de el. Deci, faci vreun sport de contact? Nu, fac doar sală și basket, făceam înainte. Bună!
Ce simți atunci când ești lângă el? Siguranță? Da. Știi ce nu înțeleg eu? E mai mișto dacă ești la o cămașă, dacă... Uite, nu ca el. Corect. E cel mai bine. A venit la nunta lui bunica. De unde vii? De unde vin? Ai prins buchetul? Două mai mici. Azi, frumos, mai zici ceva. Unde este leopardul? Și când l-ai prins? Cât ți-a luat să-l faci fustă? În jur de 2 luni. Care a agățat dintre voi? Toți! Cum o cheamă fata? Elena. Elena, fata cum o cheamă? Marilena. Fata? Nu, no, încă nu. Pentru o viață sănătoasă la liceu, consumați cât mai mult? Eu nu o să răspund. Nici eu. Distracție. Baluri. Baluri, petreceri. Chiar nu știu. Suc. Suc. Cât mai multe fete. Consumați cât mai multe ore. Sandwich de la bufet, cred. Și cărți. Foarte multe cărți. Foarte multe. Foarte multe. Ceai. Fructe. De mai multă cunoștință. Os. Creuri de colegi de mate. Glume. Legume și fructe. Cât mai multă relaxare. Râs? Nu știu. Da. Copii în ziua de azi. Alegi foarte bine și ești foarte elegantă, dar mai stai și tu la soare, că ai inima în gheng. Facem în gălăgie. Vrei să faceți o poză cu ea? Da. Hai, vă rog, faceți o poză. Hai. Sparge inimi, fură suflete și de la hoț e sexy. Știi cum e, când vreau ceva îmi iau, adică... Când vrei ceva îți iei, îți iei. Băi, foarte tare piesa asta cum iau și foarte tare cu nu pune la suflet. Foarte tare, amândouă sunt următoarele mele single-uri. Foarte curând trebuie să filmez pentru miau, după aia pentru nu pune la suflet. Nu-ți imaginezi cât de fericit e sufletul meu cu piesele astea. Știi care a fost primul meu gând când am auzit asta cu sufletul? Că tu ai cam pus ceva la sufletul tău, adică... Am pus ceva la suflet, așa, treptat, cred. E bine, e bine acolo, nu zic că nu. Da, mă, am gene bune. Vreau să-ți mulțumesc că m-ai strigat de pe scenă. Și rupel, dar eu aș fi vrut să fii aici să cânti alături de mine. Vreau să zic că am vrut să cânt după ce m-ai strigat tu și n-am reușit. N-ai reușit, fetele te-au tăbărât. Nu, am vrut să crezi, nu s-a întâmplat absolut nimic. Serios? Da, din cauza că sunt foarte slab. Dar... Nu te crezi. Mai pune ceva pe tine. La suflet. Nu mai pune la suflet. Uite, vezi, cred că tu pui mult la suflet și de asta ești cam plăcut. Ai tu la liceu? Eu eram un băiețel. Da, și nici acum nu m-am schimbat mult. Dar când vin la concerte, pun haine de-astea de domnișoară. E destul de fetiță acum. Da, am hainele de domnișoară acum. Dar acasă sunt. Super mulțumesc, abia aștept piesele noi. Și mi-a fi plăcut să te cunosc în liceu. Bine, nu, eu aveam coșuri. Nu cred că ți-ar fi plăcut să mă cunoști în liceu. Și eu aveam. Și aici de la doi foști elevi de liceu cu coșuri vă salutăm, UGV, întrerupem legătura, multă dragoste și nu pune la suflet, pentru că noi când vrem ceva, ne luăm. Vezi că mai am unul aici, m-a ajut să-mi stoc, e... Am ajuns în backstage unde oamenii ăștia au câștigat, au participat, de fapt, tu ai zis-o foarte bine, Adineau, toți. Toți suntem câștigători, am câștigat o prietenie bună, ne înțelegem foarte bine, chiar dacă e o rivalitate, a fost un concurs foarte frumos și ne-am distrat și o să ne fie dor de aceste momente. Asta o zice el că a câștigat, știi că dacă nu câștiga, frate, o să-l urăsc pe omul ăsta. Nu.
ce, n-avem de ce, adică drumul a fost frumos până aici și prețul nu prea contează, ne-am distrat foarte mult. Nu vreau să-i interviu acestei domnișoare. Aurica, coreografa noastră, cea mai spune. Ne-am învățat tot ce știm. Absolut. Ne-am luat aiurea. Bă, ați dansat foarte mișto chiar, ea e de bine? Da. Este o, eu, trebuie să o pedepsim. Nu mai are voce, dar ea oricum se exprimă prin dans. Așa, am văzut. Bine, Aurica? Lita. Mai iubim pe Aurica. Ia zi, cum te simți? Foarte bine. Adică ce? Da. Urmează 4 ani mișto. Abia aștept să mă schimb și să mă duc să petrec și să, ce, da. Nu vreau să faci? Nu vreau să te schimbi tu aici. Adică gen să-ți iei altfel. Nu, mă referam la rochia asta, mă simt ca într-o cușcă. Cum a fost toată seara? Adică emoții și chestii de gen. Mie îmi place că tot ce s-a întâmplat până acum. Ne-am împrietenit, ne-am unit, acum o să rămânem prieteni. Chiar nu-mi pasă că am câștigat, adică ok, am câștigat misul, e ok. Hai că nu se uită, acum am în brațe. Ok, de ce ai țipat că am zis că nu se uita? Nu contează, are barbă! Mersi, bravo, felicitări!